Acum 40 de ani, Organizația Mondială a Sănătății declara HIV-SIDA pandemie. În 2020, lumea se confruntă cu o nouă pandemie, cea de COVID-19. Noul coronavirus lasă o amprentă deosebită asupra vieții persoanelor vulnerabile. Acestea includ atât persoanele care trăiesc cu HIV, cât și persoanele din grupurile de risc. Restricțiile de circulație, stigmatizarea dublă, vulnerabilitatea economică crescută, accesul dificil la medicamente, la serviciile de asistență psihologică, socială și prevenirea HIV, toate reprezintă amenințări serioase pentru răspândirea infecției cu HIV. HIV nu a devenit o problemă mai mică odată cu apariția COVID. Lumea continuă lupta cu pandemia de HIV-SIDA. Astfel că responsabilitatea fiecăruia trebuie să se mențină. Sistemele trebuie să devină mai flexibile, serviciile de ghișeu unic trebuie dezvoltate, iar clinicile mobile să fie un răspuns eficient, alături de noile tehnologii de interacțiune și sprijinul social. E în puterea noastră să reducem riscul infecției și transmiterii HIV, chiar și pe durata pandemiei de COVID-19.